Unul dintre liderii Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, filiala Buzău, consilier local la Săhăteni, s-a deplasat la finalul săptămânii trecute cu ajutoare la Galați pentru refugiații din Ucraina. Având în vedere numărul mare de oameni fugiți din calea războiului și rămași fără un adăpost, sindicalistul alături de un alt consilier local au luat decizia de a caza pentru o perioadă nedeterminată de timp o tânără alături de care se află bunica sa. Deci în ziua de joi am fost cu ajutor la granița română-moldoveană la Galați. Am lăsat ajutor, am discutat cu prefectura și am stat dat o adresă de mail pentru unde ne-am arătat disponibilitatea pentru a caza de refugiați care provin din Ucraina. A doua zi, colegul meu la Ventileanca, Ghidia Ion, a plecat cu mașina personală și cu fata acestuia la Vama Isacea, de unde au venit cu 5 persoane, o familie cu copil mic de 3 ani, care au stat o seară și au plecat în Tunisia, din Tunisia era soțul, și încă o bunică cu nepoata ei, mama acesteia fiind decedată. Ei sunt din Ismail, din Ucraina. Au trecut pe la Isacea, joi, vineri dimineața și vineri seara am adus noi la Vintileanca în jurul 13. Situația celor două persoane i-a sensibilizat pe buzoieni. Fata mergea la școală, dar conflictul armat i-a curmat din bucuria copilăriei, fiind nevoită să-și petreacă timpul cu bunica sa pe drumuri printre străini. Adăpostite în locuința de la Vintileanca, s-au simțit pentru prima dată în siguranță după mai bine de o săptămână de teroare. Se simt așa rușinat că stau ca musafiri și vor femeia chinească, vrea să muncească. Nu e nicio problemă, deocamdată se odihnească, să treacă peste trauma asta și până vedem care poate fi treaba în continuare. Fata e clasa 8-a, nu știu românești, sunt ucrainieni, deci foarte ne înțelegem cum e până aplicat. Bunica care e mai vârstă, mai înțelege cât de puțin va până de basura avea. Fata e clasa 8-a, să vedem ce se va întâmpla. În clasa 8-a, la școala în Ucraina, în Ismail. O să luăm legătura cu autoritățile, de oricum au fost scriși la graniță că sunt aici la Vintileanca, de să cunoaște situația acestora. Adolescenta a primit și un telefon mobil din partea gazdelor pentru a ține legătura cu persoanele apropiate. Știm că au plecat și au lăsat tot în spate și ei s-au bucurau să stau pe masă, chiar sunt... Dar banii sunt speriați și derutate așa, în primul fapt. Au fost colegii mei, au fost cu fata, colegul meu au plecat, au luat un telefon ca să aibă legătura cu țară, cu cine am mai rămas acolo, cu rudele. Le-am spus că totul e bine, să nu-și facă probleme la cei, deci sunt oameni siguri. În ultimele zile, buzoienii s-au mobilizat exemplar, donând pentru refugiații ucraineni aflați în vămile din România cantități importante de alimente, dar și îmbrăcăminte, încălțăminte, medicamente sau materiale sanitare.